Președinta Parlamentului European, Roberta Metzola, a venit la București ca să ne asigure că România aparține spațiului Schengen și ne va sprijini să aderăm cât mai repede anul viitor. Șefa Legislativului European și-a început vizita cu discuții la Palatul Cotroceni cu Claus Iohannis și a continuat cu premierul Nicolae Ciucă și președinții celor două camere ale Parlamentului. Roberta Metzola a mai discutat cu oficialii români despre războiul din Ucraina și criza energetică, dar și despre scandalul de corupție care a zguduit recent Bruselul. Vizita șefei Parlamentului European vine după ce România a ratat intrarea în Schengen din cauza Austriei, care s-a opus. Metzola a ținut să transmită un mesaj ferm de susținere a României, dar și promisiunea că Parlamentul European va grăbi procesul acceptării țării noastre în spațiul de liberă circulație. First and foremost, I wanted to make absolutely clear that Romania belongs in Schengen and that the European Parliament will keep pushing so that Președintele Claus Iohannis s-a arătat optimist că anul viitor România va reuși să primească un vot unanim pentru aderare. Consiliul European din 9 și 10 februarie nu va avea pe ordinea de zi chestiunea Schengen. După părerea mea, este oricum prea devreme. Până în 15 ianuarie este greu de crezut că se va discuta ceva și în două săptămâni nu mă aștept să se rezolve problema abordării austriece și problema abordării olandeze față de Bulgaria. În plenul reunit al Parlamentului nostru, Roberta Metzola le-a cerut aleșilor români să dea dovadă de unitate. I am here in Romania today at this deeply symbolic time with one message, one appeal. Do not give up on Europe. Do not give up on us. Președinta Parlamentului European a mulțumit României pentru implicarea de care dă dovadă în rezolvarea crizelor din Estul Europei, fie că vorbim despre criza energetică, cea a refugiaților ucraineni sau cea a transportului de cereale din Ucraina.